Bine ați venit în lumea bacteriilor. Cavitatea orală este unul dintre cele mai importante locuri prin care bacteriile reușesc să ajungă în organismul uman. Microflora de la nivelul cavității orale este caracterizată printr-o comunitate diversă, complexă, ce poate să conțină sute de specii diferite de bacterii. Microflora de la nivelul limbii este total diferită de microflora din salivă și de cea de la nivelul gingiilor. De exemplu, studiile de știință publicate au arătat faptul că la nivelul salivei există aproximativ 700 de specii diferite de bacterii, iar în ceea ce privește diversitatea și numărul acestora, se consideră faptul că într-un mililitru de salivă sunt 140 de milioane de celule bacteriene. Contactul direct gură la gură este întâlnit la multe specii de animale, însă sărutul intim, acela care presupune folosirea limbii și transferul de salivă între parteneri, este un comportament specific uman. Un studiu publicat în 2014 și-a propus să analizeze influența sărutului intim asupra microflorei de la nivelul cavității orale a partenerilor din cuplu. În total au fost prelevate și analizate probe de la 21 de cupluri, iar prima concluzie a studiului respectiv arată faptul că, în ceea ce privește microflora de la nivelul limbii, există asemănări semnificative între partenerii unui cuplu. Adică, microflora de la nivelul limbii este asemănătoare între partenerii din același cuplu și este semnificativ diferită dacă o comparăm cu microflora de la nivelul limbii persoanelor care nu fac parte din cuplul respectiv. Se consideră, de fapt, că această asemănare a microflorei de la nivelul limbii este, de fapt, un efect pe termen lung al unei relații. Pentru că în cele din urmă, persoanele din cuplul respectiv, după ce locuiesc o perioadă de timp împreună, ajung să aibă aceleași obiceiuri alimentare și același stil de viață. Această concluzie a fost susținută și de alte studii de știință publicate ulterior, care au arătat pe de o parte că microflora persoanelor dintr-un cuplu este asemănătoare, și nu mă refer doar la microflora de la nivelul cavității orale, ci la microflora din întreg organismul uman, iar pe de altă parte, microflora persoanelor dintr-un cuplu este mult mai complexă, mult mai diversă și cu efecte benefice comparativ cu microflora persoanelor care sunt singure, care nu sunt într-un cuplu. Și dacă dieta este unul dintre factorii care se cunoaște foarte bine că are un impact semnificativ asupra microflorei de la nivelul organismului uman, studiile publicate recent au arătat din ce în ce mai mult faptul că și relațiile sociale au un impact semnificativ asupra microbiotei din organismul uman. Și mă refer în special la contactul cu alte persoane, la relațiile interumane manifestate prin diferite forme de contact fizic. Acestea sunt cele care au impact semnificativ și un impact pozitiv asupra microflorei persoanelor care sunt implicate în aceste forme de contact fizic, în comparație cu persoanele, cu microflora persoanelor care sunt singure. Iar cercetătorii susțin faptul că stresul ar fi unul dintre factorii care au un impact negativ asupra microflorei în cazul persoanelor singure sau care nu au parte foarte des de relații interumane. Revenind acum la studiul din 2014, de care vă vorbeam mai devreme, cercetătorii au vrut să observe și impactul frecvenței sărutului intim asupra microflorei de la nivelul cavității orale a partenerilor din cuplul respectiv. Astfel că i-au rugat pe partenerii din cuplurile care au făcut parte din studiul respectiv să menționeze care este frecvența anuală a sărutului intim și când a fost ultimul sărut intim cu partenerul său. Rezultatele au arătat în mod surprinzător faptul că 74% dintre partenerii de cuplu bărbați au raportat o frecvență anuală a sărutului intim mult mai mare decât
partenerele lor femei, în sensul că bărbații au raportat aproximativ 10 săruturi intime pe zi, iar partenerele lor femei au raportat doar 5. În ceea ce privește impactul frecvenței săruturilor intime, rezultatele studiului au arătat că acesta nu este unul semnificativ în ceea ce privește microflora de la nivelul limbii persoanelor din cuplul respectiv. Mai mult decât atât, rezultatele studiului au arătat că este necesară o frecvență a sărutului intim destul de mare, de aproximativ 9 săruturi intime pe zi, realizate la un interval mai mic de 1 oră și 45 de minute, pentru ca sărutul respectiv să aibă un impact semnificativ în ceea ce privește microflora de la nivelul cavității orale persoanelor din cuplul respectiv. În ceea ce privește transferul de bacterii care se realizează în timpul sărutului respectiv, și acesta a fost analizat în studiul acesta publicat în 2014, și probele au fost prelevate de la 3 dintre cupluri înainte și după ce unul dintre parteneri a consumat un iaurt probiotic, a cărui compoziție în ceea ce privește tipul și numărul de bacterii prezente este una clară și bine cunoscută. Iar rezultatele au arătat faptul că în timpul unui sărut intim, care presupune 3 atingeri cu limba și un transfer de salivă de aproximativ 1 mililitru, se transferă între parteneri 80 de milioane de bacterii la fiecare 10 secunde. Așadar, studiile de știință publicate până în prezent arată faptul că pentru o comunitate bacteriană asemănătoare la nivelul cavității orale între parteneri, este necesară o relație de lungă durată și un sărut intim frecvent și recent. Și doar atunci impactul este unul semnificativ în ceea ce privește microflora de la nivelul cavității orale a partenerilor respectivi.